Survivor reprezintă nu doar o provocare, ci foarte multe provocări. Da, poate lipsa de hrană, dorul de casă, depărtarea de țară și tot. Reprezintă o provocare poate, nu pot să zic mai mare, dar diferită decât provocările pe care le-am avut în ringul de box, de Thai box și de kickboxing de-a lungul celor 20 de ani de carieră sportivă. Lucrul care contează cel mai mult a fost și cel pe care l-am învățat în timpul carierei sportive, a fost aceea de a nu confunda viața din ring cu viața de zi cu zi. Ei bine, în Republica Dominicană cred că este nevoie de o combinație și pentru prima dată o să fie un cocktail între cele două stări. Sincer, sunt și eu curios să descopăr dragonul din mine, să descopăr omul care o să iasă la suprafață în fața la atât de multe provocări. Am emoții pentru că este singura emisiune care reușește să stârnească în mine această provocare. Sunt mulți factori care te pot face knockout în Republica Dominicană, însă eu am să încerc de fiecare dată să rezist, așa cum de altfel am făcut-o și până acum. Nu-mi fac griji din punct de vedere al alimentației absolut deloc. Rezist foarte bine la o mâncare minimă. Nu cred că aceasta va fi provocarea cea mai mare. Cred că provocarea cea mai mare o să fie conviețuirea cu ceilalți din echipă și să reușim să facem față cu brio la tensiunile care inevitabil vor apărea. Deși am mai participat la anumite emisiuni destul de dificile, dar cred că această emisiune este cu totul și cu totul diferit. Sunt curios să văd și eu ce iftimoaie o să descopăr în mine. Nu știu, o să vedem în curând, doar la ProTV și voi. Stați că un pic, că nu mi-am dat seama. Stai, adică vreți să spuneți că eu sunt cel mai bătrân? Asta vreți să spuneți? Bine, ne vedem pe traseu. Mai vedem noi care e bătrânul. Am plecat!